Pârtile au fost pline încă de la primele ore ale dimineții, mai ales că vremea a fost numai bună pentru schiat. Sezonul de schi la Sinaia s-a deschis, iar zeci de turiști au luat cu asalt cele 6 pârtii de schi. Senzațiunea Straja, stratul de zăpadă a fost pe placul iubitorilor de sporturi de iarnă. Și în Baiana Brașov, vremea bună i-a scos pe turiști pe pârtii. Zilele de weekend și stratul generos de zăpadă au adus turiști în stațiunea montană Sinaia. Zeci de iubitori de sporturi de iarnă au luat cu asalt cele 6 pârtii amenajate pentru schi, placă și săniuș. Iar la Sinaia, turiștii se pot bucura și de telegondola care urcă la cota 1400. Distracție a fost și în stațiunea Straja, acolo unde iubitorii de sporturi de iarnă au ieșit încă de la primele ore ale dimineții pentru a se bucura de pârtiile de schi pline de zăpadă. Și Poiana Brașov a fost aglomerată. Vremea bună și zăpada de pe pârtii i-au scos din cabană pe români, iar cozile kilometrice de la intrarea pe domeniul schiabil nu au reușit să le strice cheful de distracție al turiștilor.